ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Începem ședința din data de 27.09.2018. Pentru cât prezența este unanimă, dăm bine la ordinea de zi. Pentru început, voi supune spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară, din data de 28.08.2018. L-ați avut pe masă, l-ați studiat. Cine este pentru? Este. Împotrivă? Cine? Mulțumim. Voi da citire... Acum, mă iertați. Acum, dacă îl pune cu 10 minute în față, n-ai timp atâția consilieri să-l citești. Dar am pus-o o oră înainte, în ședința de comisie am pus-o, domnul. Dar așa se spune. Dar spune la dispoziție, noastră, puteți să-l citești dacă doriți. A fost pe masă, cine... Eu l-am pus înainte cu o oră, în ședința de comisie. Nu l-am citit, am și studiat un pic, așa să fie. Dar să studieze. Studiat. Se trece, ceea ce se discută aici se trece cuvânt cu cuvânt. Dacă mai scap un cuvânt, o să nu am așa de descris. Poate nu rețin chiar absolut tot cuvântul, dar în mare, în toate ideile puse. Uitați, în Goraș aici este procesul verbal. După ședință, dacă doriți să nu mai studiați, eu îl aveți. Acum în ședință. Băi, am înțeles. Bun. Deci procesul verbal, am discutat și până acum, s-a pus cu o oră înainte pe masă. Cine dorește și nu l-a studiat? Fiindcă este discuția asta și totuși am deschis subiectul. Aș vrea să citesc un proces verbal din 2016, din luna iulie. Știți ce s-a discutat atunci de către doamna Albu Diana? A zis că televiziunea vine, ne filmează, că vor dânsi și asta. Și s-a încheiat în ulterior un contract. Anul ăsta s-a încheiat. Este o minciună? Anul ăsta, atunci așa era, știți. Anul ăsta s-a încheiat contractul. Anul ăsta. S-a discutat ceva? S-a discutat ceva? Probabil e trecut un proces verbal, dar s-a discutat ceva? Haideți să discutăm chestia asta la capitolul. Nu, fie bine vorba. Discutăm la capitolul diversi ca să nu fie... Pentru început voi da citire la ordinea de zi din data de 27.09.2018. La primul punct avem proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiective de inventar din patrimoniul UAT Podul. 2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Poduri ca membru fondator la înființarea Asociației ADI Tazlău Verde, a actului constitutiv și statutul asociației ADI Tazlău Verde. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de frezabilitate pentru obiectiv de investiție, înființare rețea distribuție gaze naturale în Comuna Poduri, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10.07.2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat prin HG1347 din 2001, publicată în monitorul oficial 305 bis din 2002, cu modificările și completările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului în suprafață de 11.738 de metri pătrați, situat în Comuna Poduri, județul Bacău, în vederea construirii unei stații de epurare pentru realizarea obiectivului de investiții, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020, 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor note conceptuale și tema de proiectare aferente documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiție, eficientizarea consumului de energie termică prin folosirea energiei geotermale la clădirile publice din Comuna Poduri. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, indicatori tehnico-economici, bugetul cererii de finanțare și proiectul cu titlul Eficiența consumului de energie termică prin folosirea energiei geotermale la clădirile publice din Comuna Poduri. 11. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de temă și sigiliu al Comunei Poduri. 12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Podul la programul de stimulare a anuirii Parcului Auto Național 2017-2019 în vederea achiziționării unui autovehicul utilitar nou. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă la 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești. Toate aceste proiecte au fost puse și inițiate de primar Albu Diana Narcisă. Iar la capitolul 14 avem diverse. Dar la 5 aici, cum se acordă în tot de ordine? Discutăm. Cine este pentru ordinea de zi? Un. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiective de inventar din patrimoniul UAT Pod, inițiator primar Albu Diana. Da, domnul secretar. Așa la aici, obiective de inventar. Deci obiective de inventar, obiecte de inventar. Nu e una așa ce e așa. Da, este vorba de mai multe obiecte. De la bucătărie, farfurii, pahare, boluri, cești, un aragaz vechi, un boiler care s-a stricat, jaluzele. Avem o centrală veche, tot așa, farfurii de desert, căni care s-au mai spart, s-au schimbat la toate jaluzele, în toate birourile. Deci, cam de asta este vorba. Dacă măriți. Și niște scule din, la mecanici auto. A fost cursul de mecanici auto. Centrala e defectă? Centrala e veche, da. E mult. Cumpărăm eu, dar discuții pe marginea la acest punct. Domnul Patrichi, poftim. Nu, am întrebat dacă este scoasă din funcție sau că vrem să poate ea e totuși în funcție. Nu, mai domnul Bia. Eu sunt de acord cu a casa aceste obiecte perisabile. Și cred că orice domn consilier și doamnă consilier se gândește și la locurile astea care se pot strica la bucătărie și este benefic. Mă duc cu gândul că din banii care au intrat în contul primăriei de la anunț cu metrii sau alte activități culturale de acel gen, se pot reface, se poate reface inventarul. Dar mă gândesc cu jind la toate mașinile astea stricate și care ruginesc în parcul auto, ar trebui și astea într-o ședință viitoare propuse o casare, o, cum să vă zic, la punctul 12 să face asta. Da. La o ședință viitoare sau când credeți, tot prin hotărâre Consiliul Local. Cine mai dorește să ia cuvântul? Aici ca să eliminăm orice suspiciuni, bănuiesc că ar trebui, există comisii care se ocupă. Da, comisii, sigur. Comisia a propus. Comisia a propus, avem listele aici. Mai sunt întrebări. Cine este pentru casarea acestor bune? Ca să întăresc această chestiune, din punct de vedere legal, aceste obiecte de inventar au fi de uzură, nu amortizare, că este pe mijloace fixe, de uzură de 2 ani de zile. Din câte, din listele pe care m-am uitat puțin, o parte sunt de la cursurile care s-au făcut 2008. Pentru... Asta și îndeplinesc condițiile legale de a fi propuse și casate conform hotărârii. Da, bine, că se procedează și va rezulta deșeuri de fier vechi, se va aduce justificare de la asta. O parte din ele se va arunca la coșul de gunoi care, nu știu, de sticlă sau din astea, nu știu cine recuperează deșeuri de cioburi de sticlă. Dar asta nu a fost. Ok, supun la vot primul punct. Cine este pentru?
Abțineri împotrivă? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Aș dori să spunem câteva cuvinte. Este vorba de adus din excedentul bugetar suma de 60.000 de lei pentru extindere rețea de apă. Este vorba de extinderea rețelei de apă în comuna Poduri în două puncte, 422 de metri în cornet, de acolo de unde s-a, unde e finalizată conducta de apă, se mai merge încă 422 de metri. Strada sunt cereri, poftim, strada principală, da, toată strada principală, și ar mai fi 376 de metri la Rusăiești, un coborâm la Rusăiești, în dreapta, spre Pârâiașul din, din zona respectivă și peste Pârâiaș. În total, 798 de metri. În momentul acesta s-a făcut licitația PSA, s-a găsit un proiectant, se lucrează la proiectul tehnic, proiectul parcă 20.000 de lei, da, și cu lucrarea cu total, noi am estimat că ar fi undeva la 60.000 de lei cu tot cu TVA. Deci asta ar fi o primă rectificare. O altă rectificare ar fi, o altă propunere rectificare, suma de 60.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini, unei auto-utilitare Dokker. Vrem să înlocuim bloganul primăriei. Noi tot am făcut reparații în momentul ăsta la această mașină. L-am dus ultima dată la service și ca și soluție mi s-a propus schimbarea motorului. Ca și schimbăm motorul, este o variantă foarte scumpă. Mai degrabă achiziționăm o mașină nouă prin programul Rabla 2 care s-a deschis luna aceasta. Și o altă rectificare sunt sume bugetare primite de către Primăria Poduri. Este vorba de 2.000 de lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale. Am primit 2.000 de lei, 20.000 de ani de lei vechi pentru copii cu deficiențe speciale. Acestea sunt rectificările bugetare pe care le propun. Tot la fel pot să întăresc cu privire la amortizarea autoturismului Logan. Timpul de amortizare este între 5 și 6 ani. Este achiziționat în 2007. 2018 se poate face. Deja e o dublă folosință pe acest autoturism. Ca să aveți face în ani sau kilometri? În ani. Discuții pe marginea. Domnul Patrick. Deci să înțeleg că se va da la programul Rabla, nu da. Casare. Da. Nu, da. Nu, da. Nu, da. Nu, da. Facem discuția când ajungem la... E vorba de rectificare, o să fie și cum separat. Da. Bine, da. Atunci rămâne când ajungem. Mai dorește cineva să punem? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii Comunei Poduri ca membru fondator la înființarea Asociației ADI Tazlău Verde. Actul constitutiv și statutul Asociației ADI Tazlău Verde. Inițiator primar al Budeanu. Da, este vorba de Asocierea Comunei Dorânș, Tazlău, Poduri, Strugari și Scorțeni. V-am pus la dispoziție în ședința de comisie statutul și actul constitutiv. Și ca să știți, ca și bani, noi o să contribuim cu 500 de lei pentru asociație și 100 de lei reprezentând contribuția anuală pentru susținerea activității asociației. Deci 500 pentru înființare și urmă câte 1000 de lei, 10 milioane. Ce se dorește prin constituirea acestei asociații este realizarea unui studiu de fezabilitate și unui proiect tehnic pentru a aduce gaz în comuna Poduri. Știți cum e vorba aceea, unde mulți puterea crește, suntem mai mulți într-o asociație, avem mai multe șanse să accesăm fonduri guvernamentale pentru a putea aduce conducta de gaze în comun. Poftiți, domnul Grăș. Asocierea asta, a spus, comunele astea... Comuna Cerești, Tazlău, Poduri, Scorțeni și Strugari. Sunt patru comune. Cam separate așa de... Se învecinează undeva. Ne înțelegem? Știu, cunosc, ne învecinăm. De exemplu, cu Berești, Tazlău. Ne învecinăm tocmai în zona Turluiană, acolo. Mă rog. La Românești. Și la Românești. Dar
erau comuni și mai apropiați. Deci au vrut. Deci n-au vrut. Ceilalți nu. Eu discutam o dată întâmplător cu, legat de treaba asta, că s-au mai pomenit, doamna Albu a spus aici într-o ședință, și am discutat cu primăria Măgirești, chiar cu domnul primar de la Măgirești. Pentru că niciodată nu a fost întrebat dacă vrea sau să se înscrie. Sau... Și este, este o comună mult mai aproape. Nu? Da, nu știu care au fost criteriile. Sunt vecini cu sursa de gaze acolo, probabil, asta e... Poftim? Sunt vecini cu sursa de gaze acolo. Și ei ar vrea, și ei ar vrea. Dar n-au fost întrebați, n-au fost contactați, n-au fost... De acolo vine încoace. Da. Atenționează între ele. Faptul că noi suntem mai la un capăt, asta nu înseamnă că nu suntem ele, ele fiecare nu sunt vecinează. Nu, dar și-o spus că s-a vecinează, toate sunt. Asta e, e un nucleu de, de inițiativă. Cu timpul poate să mai adere și alte comune. Nu, ca nu-i bătut în cui că astea patru vor să fie permanent. Fiecare, nu știu, scoție. Dar e vorba de gaze, e vorba de populație, de case, de locuințe. Ne învecinăm și cu Bereștați Lău, dar terenul de la noi și până la, până la ei, poate sunt kilometri de aici. Locuința e mai departe. Haideți că discutăm un pic pe lângă subiect. Din punctul meu de vedere, dacă credeți, domnul Grigoraș, că este de bun augur, vorbiți cu domnul cât de cine mai știe să anunțe că s-a făcut o asociere. Dacă dumnealor dorește să se asocieze și ei, cred că doamna Cristina poate să vorbească cu doamna secretară de la Măgirești și să ia legătura. Nu cred că acum trebuie să găsim o chestie asta, no, că nu ne vecim. Se poate discuta și la Ardeoani, mă gândesc. Adică dacă ceilalți doresc sau poate ei au un proiect separat, dacă știți că Ardeoani sau Măgirești au un proiect separat și ne vor și pe noi, nu e nicio problemă. Deci, eu m-am referit că am înțeles. La Măgirești comuni, locuințele sunt mai apropiate. Eu mai am înțeles perfect ceea ce spuneți. Da, deci aici s-a făcut doar un acord de asociere între cele patru comuni în momentul. Să poate veni în asociere cine mai dorește. Poftiți, domnul Stăpăr. Deci, ce s-a spus mai devreme, domnul Grigoraș, dacă se vrea, deci nu-i bătut în cui lista, poate veni oricine, nu-i spune problema. S-a mers pe varianta asta, unii spus dumneavoastră, se pare că în viitor o să fie o stație de, de reducere presiunii gaz metan, deci alimentarea cu gaz metan nu o să fie de la Mânești, o să fie de undeva despre Berești la Zlău. Magistrala trece de la Onești prin Sânduleni și o să fie foarte aproape. Deci dacă o să vină gazele în poduri, o să vină întâi din Cernu și Buleni, ca să știți. Deci nu de la Moinești. Nu de la Moinești. Da. Deci Măgirește, probabil că nu au, ei au mult mai aproape sursa cu Solonțul și cu Valearinului, care au deja gaz de sondă de la Moinești. Asta a mers cu ea. Da, dar poate, da, poate primarii respectiv știu de chestii, adică poate ei nu vor în asociație, pentru că ca să fie în asociație, dai niște bani. Deci noi dăm 50 de milioane cu 10-60 bani, la atâția ani sau la atâția bani și ei poate cu banii ăia face altceva. Haideți să ne scrim pe rând. Deci domnul Grigoraș, anunțați-l pe domnul cât de poți să-l anunț eu sau pe cine mai știți, că poate să facă o asociere și dacă dorește ei să vină în asociere, poate să vină fără nicio problemă. Domnul Bia, aveți cuvântul. Eu sunt întru totul de acord cu acest lucru, pentru faptul că, și dau două exemple, astăzi discutam cu colegii mei din Comisia de Învățământ, Sănătate și așa mai departe, e lungă comisia noastră, în ședința de azi, că m-am interesat, o mașină de lemne la ora actuală mi-a cerut 32 de milioane. Pe un, hai să zicem, un peridot cu o mașină mai lungă, nici nu știu câți metri cub sau stereali. Un alt aspect, eu acasă, ca și la primării la poduri, am rezervor de butangaz. Am plătit 40 de milioane încărcare rezervorului la București. A venit mașina și mi-a încărcat. Un an jumate garantat gaz pentru centrala termică. În schimb, vă spun la modul foarte sincer, având aceste gaze în comună, ceea ce noi am visat de foarte mult timp, aduceți-vă aminte și domnul primar Dobrovăț și eu când lucram cu domnia sa ca viceprimar, a fost proiectul gata făcut, știam de unde le racordăm, știam prima stație de purificare a gazului în capătul satului la Livadă, s-au folosit bani în alte direcții, erau și bani vreo 500 de milioane puși deoparte. Este un lucru nemaipomenit. Păduri nu mai avem, s-au defrișat toate, respectiv până generația viitoare, când o să mai aibă faci prin pădurile noastre, să aibă,
să aibă de unde tăia lemne de foc, mai durează. Este un lucru nemaipomenit pentru că viitorul va fi și uitați-vă cât de alertă este construcția de case de la stadion înspre poduri. În timp, eu v-am mai spus dumneavoastră, în timp Comuna Poduri se va asocia cu Moineștiu. Atât? Atât. Cine mai dorește? Deci cine este pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii? Abțineri, împotrivă, mulțumesc. La punctul numărul 4 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de frezabilitate pentru obiectivul de investiții înființare rețea distribuție gaze naturale în Comuna Poduri, județul Bacău. Inițiator, primar Albu Diana Lacisa. Se vorba ca și principiu, să fim de acord să se realizeze acest studiu de frezabilitate pe în cele patru comune, la momentul actual, care fac parte din această asociație. Deci nu s-a dat niciun fel de comandă, nu s-a făcut nicio fel de comandă PSA pentru realizarea acestui studiu, dar ca să fim de acord, ca și principiu, că vom face acest studiu de fezabilitate. La aceasta se referă punctul acesta. Dezbate pe chemarea aceea. Nu, o remarcă, domnul administrator Mititelu are mare dreptate. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit pe doamna prim-ministru și pe guvernanți că s-a dat ok-ul către rețelele de distribuție de gaze pentru comune și asociațiile acestea, unitățile administrativ-teritoriale mai depărtate. Deci avem și acceptul guvernului în ultimă instanță. Și e mult mai ușor în această și mult mai ușor prin asociație. Unei asociații decât, de a avea acces decât singur, ca și poate. Decât da. Singur, da. O întrebare aș avea și eu aici, dacă când se va face această studiu de prezabilitate, se va face pe întreaga comună sau doar pe străzile principale și doar ceea ce pleacă din... Pe întreaga comună și în urma realizării acestui studiu se va vedea prin acei indicatori tehnico-economici unde este rentabil din punct de vedere economic. Presupun că la început nu o să fie întreaga comună racordată, deși dorința este aceasta. Dar eu nu pot să garantez în momentul ăsta că o spună domnului 100% o să avem în întreaga comună ca și cu apă, ca și cu canalizarea, ca și cu toate celelalte utilități. Domnul administrator, cu apa, având o experiență și eu și domnul primar Dobrovăz și domnul Lazar, fie țărâna ușoară foarte mare cu alimentarea cu apa comunei, meritul îi aparține în totalitate domnului primar Dobrovăz. Să știți un singur lucru și la apă, am pornit cu un număr limitat de oameni. Acum, uitați-vă și dumneavoastră, cerem bani sau primim bani pentru extindere în cele mai îndepărtate locuri. Așa va fi și cu gazele. Am înțeles că băieții de la poliția locală, că și cei din primărie, au mers și au făcut demersuri pentru ca să testeze, să vadă dacă oamenii se înscriu la acest proiect. Și lucru benefic, că da, ok, sunt foarte mulți care doresc. Cine dorește să mai atingă? Probabil că în funcție de aceste semnături se va vedea și eventual zone în care este prioritar, unde sunt cele suficiente de mai multe. Da. Probabil că asta este. Acum să dea Dumnezeu să ducă la îndeplinire cât mai repede. Dorința este. Nu că e ceva financiar. Să nu ne imaginăm că e mai ieftin gazul ca gazul butan care îl aduceți dumneavoastră. Nu. Dar e mai confortabil, poate. Uitați, România are gaze și în momentul ăsta racordarea la nivelul întregii țări este undeva la 30%. Ungaria nu are gaze și are 70% racord la nivel național. Au mai bine. Dar România mai bine exportă gaze. Haideți să vorbim pe rând ca să știu la urmă. Exportă și să se exportă în continuare. Dar vă rog frumos, dacă vorbiți, adică unul peste altul, nu mai înțelegi nimic. Nu trece. Cine dorește să mai ia cuvântul? Să înțelegi despre ce este vorba? Ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. La punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Da, am trebuit să zic, n-am specificat despre cine este vorba. Este vorba de Iscu Dan, de la Rusăiești. A fost accidentat de cineva, un autor necunoscut. L-a dus de urgență la Iași. Operat, înțeles. Spitalizarea îl costă 3.000 de lei. Dânsul nu are niciun venit, nici dânsul, nici soția. Ne solicită dacă putem să ajutăm măcar cu 2.000 de lei, că 1.000 dânsul l-a plătit.
De la Rusăiești, pe uliță de la Ciucotaru. Frate, cu Aurel. Spanta este o uliță la... A fost șofer un pic, nu? Dar mai știu, dacă doriți, am... Frate, cu Aurel. Am hospitalizare, acte, tot a depus. Care Aurel Flore? Da. Deci, doamna Consilier, cum coborâți spre Ciușpele de la Șoven, de la Leru, de la fosta asistentă medicală, puțin mai în sus, e o stradă care apucă înspre stânga pe ulița Dumitru Ciubotaru, respectiv porecla zice Florea. Da, 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 exact. Și băiatul ăsta e un băiat tare bun, că mi-a fost elev și știu despre ce e vorba. A avut de șansa să se ducă în fața unei mașini neconsumat alcool în el și celelalte. Cu oglinda. Da. Pe cap. Și o lovitură cruntă la cap și probleme. Dar așa cum oferim 1.000-2.000 de lei pentru nu știu ce act de caritate, pentru băiatul ăsta, pentru o viață să facă sănătos, eu zic să aprobăm. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumim. Deci s-a acordat ajutorul fără nicio problemă. 2.000 de lei, da. La punctul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispune locuință pe teritoriul comunei Pun. Inițiator primar al Budeanu. Aici, după cum știți, în fiecare lună noi supunem noi. Cine este pentru? Împotrivă. 124 de lei pentru abține. Luna iulie, să știți. E vorba numai de doamna secretar și domnul director, deci au venit un pic... Două persoane, acum, da. Acum? În iulie. A, pentru iulie, da. Da, acum am avut hotărâre, da. E vorba de iulie. La punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13/07/2000 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Poduri, atestat prin HG 1347/2001, publicat în monitorul oficial 305/2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar al Budeanu. Domnul Mitran, este vorba de trecerea în domeniul public a trei obiective. Unul, primul, ar fi teren de la Rusăiești. Noi am cumpărat, am achiziționat acel teren de la domnul Șova, 11.738 de metri pătrați. Dar între acest teren și pârâul Taslău mai este o bucată de teren de 845 de metri pătrați. 845 de metri pătrați pe care noi propunem să trecem în momentul acesta în domeniul public. Este al comunei Poduri, dar nu este trecut în domeniul public. Un alt drum care nu este trecut în domeniul public este drum sătesc pietruit sat Bucșești de la intersecția fabrică de pâine spre Cernu. Este vorba de cel drum care duce spre Buleni, în partea Bulenilor. Ne-a solicitat acest lucru firma Stracum pentru a-l putea balasta. Ei mai au în zona respectivă mai concesionată un teren pentru vor spune să răspunde. Da, exact. Și un al treilea punct este vorba de teren cu construcții dispensar. Dispensarul de la Bucșești, pe care noi vrem să-l modernizăm. Este vorba de suprafață, teren de 553 de metri pătrați și dispensar de 260. El era în domeniul public prin hotărârea de guvern, dar nu erau actualizate suprafețele. S-a făcut cadastru în momentul ăsta și se propune de 553 metri pătrați teren și 260 suprafață teren dispensat. Acestea sunt cele trei puncte pe care noi le propunem în domeniul trecerea în domeniul public în momentul ăsta. Supunem la vot, avem discuție. Supunem la vot. Cine este pentru? O întrebare. Poftiți, domnul. Cu dispensarul, dar am înțeles, de unde mai ia alea 300 de metri sau cât a spus? 553 de metri pătrați. În fața dispensarului, în fața și în partea dreaptă, cum stăm cu fața către dispensar, este terenul nostru. În partea din spate am înțeles că există o hotărâre irevocabilă și a domnului vecinului de acolo este pus în posesie. Balaban. Da. Partea din fața dispensarului până la gard și în partea din dreapta, cu fața, cum stăm cu fața către dispensar. Da. Domnul Starparu? Mai faceți să domnul. Vis-a-vis de drumul ăsta care mănânce la domnul Dobrovăț un pic în dreapta. Da, unde e trăiți la dreapta, către Buleni. Trebuie să-și care utilaje pe acolo. Ar trebui normal să pui taxe și tot drumul din de la Cămin până în coace. Că drumul așa e... Există în intenție, da. Nu în intenție, dar trebuie că o să dea un an, doi, pleacă și după aceea și asfaltul degea începe să scârții.
Eu zic să, adică cum se procedează dincolo pe partea de la cel în bune, să le punem și încoace din, da, din centru, da, pentru că asfaltul ăla nu o să ducă. Nu, la cel bune, am înțeles că o să vină, dar începe parte, săptămâna trecută, mașința trecută. Hai de la Camila Vale, când am discutat, dar acum e în dreapta, păi, bine, tot înainte. Dar când vine din centru, din București până acolo, o să termine asfaltul. Da, da. Cum atunci niște materiale într-o noapte acum, te sperie. Au trecut, da. Drumul ăla, măcar ce ce din spatele vezi aia, nu prea este accesibil la momentul ăla. La momentul ăsta nu, l-am fost noi, la momentul. El vor să-l lărgească. Și un gol pe care tot episodul... Ulterior am înțeles, da, ulterior. Un sondă, deci vor să pună sondă. Nu se... Sunt și casă, da? Acolo ei vor să cară toate echipamentele. Nu poate veni din Cernu să urci mai de aproape. O să vină din Cernu, o să ieți la drumul comunal care este... Da. 117 sau cât e ăsta, așa, intră prin sat și se duce acolo și este porțiunea aia, 2-3 km, nu, 2 km să spunem, că nu cred că sunt 3. Cred că acela vrea să-l folosească. Până de la proiecte, da, da. Dar unii vrea să pună așa, la ce punct? Păi sondele vrea să pună chiar în spatele unui fântână cu cum până acolo, o concesionat de la Magdalena, de la Magdalena. Nu-i aproape de Livada? Da, da, că era în mișcare, cu toți. Dar acolo vor să lanseze o pagă și sonde, ziceam ăștia. Noi pentru început, din ce văd aici, noi o să se punem la vot pentru completarea. Completarea terenului. După care, în următoarele ședințe, când o să se discute despre acest lucru, că o să se ceară ca drumul să lea pentru modernizare și asta, discutăm. Clar, da, asta înseamnă că de replică acum ca utilaj. Dacă s-au apucat deja de da, la Bucșești. Da, 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 nu, la Bucșești nu. Nu, 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 să înțelegem. Hai să înțelegem. Momentan acum se cară pe drumul pe unde știm. Exact. Da. Unii noi avem taxă. Exact. Da, acolo. Trec pe aici. Vom pune taxă și pe drumul ăsta. Important e să-l facă primul. Dar deci, și după aceea, cine este pentru aceste supuneri? Propun la vot aceste hotărâri. Împotrivă, abțineți. La punctul numărul 8. Proiectul de hotărâre privind amplasarea scoaterii din circuitul agricol al terenului în suprafață de 11.738 de metri pătrați situat în comuna Podul, județul Bacău, în vederea construirii unei stații de epurare pentru realizarea obiectivului de investiții, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Da, e o chestie procedurală. Ca să primim avizul celor de la Direcția Agricolă, trebuie să scoatem din circuitul agricol. La momentul ăsta, terenul respectiv e... E lucernă, da, e lucernă pe el și pentru a putea construi acea stație de epurare, noi trebuie să scoatem din circuitul agricol să trecem în curs construcție. Dezbate? Aveți completări? Ceva întrebări? No. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. La punctul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor note conceptuale și tema de proiectare aferente documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiție, eficientizarea consumului de energie termică prin folosirea energiei geotermale la clădirile publice din Comuna Podul, județul Bacău, inițiator primar al Budeanu Acesta. Este vorba de un proiect pe care noi dorim să-l depunem pe POIEM până la sfârșitul lunii noiembrie. Dorim să construim 4-5 pompe de energie geotermale la clădirea veche a primăriei, clădinița numărul 1 Poduri, școala numărul 1 General Nicolae Șova, școala Bucșești, sala de sport de la Bucșești și căminul cultural care e aici lângă noi. Și aceste pompe geotermale la clădire sediu primărie veche, o pompă de căldură cu putere de 14 kW, la grădiniță o pompă de 30 kW, la școala numărul 1 General Nicolae Șova două pompe de căldură cu putere totală de 88 kW, școală plus sală de sport Bucșești două pompe de căldură de 80 kW, cămin cultural cu o pompă de 20 kW. Coeficientul de eficiență al pompelor de căldură va fi de minim 4:1. Pentru fiecare kW de energie electrică consumat, va produce 4 kW de energie termică. E un proiect pe fonduri europene, în care noi o să aducem ca și aport 2%, 98% va fi finanțat de către Uniunea Europeană.
E un proiect de hotărâre legat cu proiectul următor de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de vizul general. Eu am să vă spun că la momentul ăsta, din draftul de vizului general, valoarea totală a întregului proiect se ridică la suma de 46 de miliarde, 46 de miliarde 657 de milioane pentru realizarea pompelor pe care eu le-am spus mai înainte, iar contribuția noastră va fi de 1 miliard 400 și ceva. 1 miliard 430 de milioane. Deci 1 miliard 430 contribuția noastră, diferența până la 46 de miliarde 600 va fi contribuția Uniunii Europene, deci sumă nerambursabilă. Prin realizarea, dacă reușim să realizăm acest proiect, vor scădea foarte mult costurile cu încălzirea, pentru că o să se folosească acele centrale vechi pe lemne doar atunci când temperatura afară va fi undeva de minus 12, minus 13 grade. Deci doar atunci vor intra în funcțiune acele pompe, acele sobe vechi. Până la minus 12, minus 13 grade vor lucra aceste pompe pe căldură geotermală, care sunt cele mai eficiente la momentul acesta pe piață. Marele avantaj, repet, este că peste 98% din sumă va fi sumă nerambursabilă. Din ceea ce a spus aici și ați prezentat, primăria nu este acordată, primăria nouă? Primăria veche, dar primăria nouă este pe un alt sistem de pompă de căldură aer-aer. Acestea vor fi pe sistemul sol-aer, deci va fi un coraj exact. Sunt pompe mult mai scumpe, noi nu am permis din banii primăriei să facem o asemenea investiție. Dar fiind această oportunitate pe fonduri europene, vrem să aducem cei mai competitivi și cei mai performanți la momentul ăsta de piață. Nu mă gândeam dacă tot o să se facă aici în spate corajul pentru grădiniță și pentru căminul cultural. Da, și căminul, da, pe căminul la momentul ăsta, da. Și căminul, da. Căminul, o pompă pentru cămin și o pompă pentru grădiniță. Cine dorește? Cine a văzut acolo școala Cernu? Nu-i prins. Școala Brăuzești. Da. Au puțin copii, da. Foarte puțin copii. Nu, dar... Da. Sunt niște condiții în ghidul de finanțare, ca și un, trebuie să ai un număr minim de copii, un număr minim de sală de clasă și oricum școala Brăuzești și școala de la Cernu... Da, chiar nu are. Brăuzești nu are. Da. Domnul, o întrebare pentru domnul Mitică. Ce mai eficient? Proiectul de extindere gaze sau ăsta cu geotermă? Ambele. 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 Domnul Dobrovăț. O pompă de căldură, cât de curent consumă într-o lună? Deci la un kilowatt consumat, se vor curent. Da, nu știu acum, n-a depinde de suprafață. Nu, m-a fost și eu interesat să fac acasă și când m-a venit, mi-a făcut tot proiectul, e cam în jur de 1000 de kilowatt. 1000 de kilowatt ori 4 kilowatt, 40 de milioane pe lună. Mai mult dacă vedeți suprafața care o aveți și cum folosiți, dacă folosiți prin parchet, aveți eficiență mult mai mare, așa mi s-a explicat și mine. Dacă aveți calorifere clasice, și dacă aveți, dacă e învelopată clădirea, dacă nu e învelopată clădirea, adică sunt mult mai multe probleme tehnice. Instalație plus 40 milioane pe lună. Nu, așa, nu, e foarte mult, la 40 milioane, într-adevăr, e enorm. Nu, asta, nu ar fi un om, la 800, 700, o să duci. Da. Nu, problema cer, la... Mai degrabă scoate dimineața, tai lemne și... Nu. Problema aici este și de comoditate. La forajul ăsta care se va face, adică nu o să mai fie cheltuială de lemne, nu o să-ți mai iese fum, ai doar un consum de curent și îți trebuie și un generator în caz că se oprește energia sau nu va fi, este un generator. În schimb, randamentul este destul de mare. Nu este chiar atât de mare consumul, depinde și funcție de câți kilowați vine și se calculează că trebuie eficientizarea pompei pentru anumite suprafațe. Că una e să încălzești 10 metri pătrați și una e să încălzești 1000 de metri pătrați. Costurile sunt pe acolo, dar relativ, dacă faceți un calcul pe 4-5 ani, referitor la centrala pe lemne sau pe gaz, este mult mai eficientă din ce am spus de vorbă, forajul acesta cu pompe este mai eficientă, dar și foarte scumpe. Exact. Și au apărut acum pompele de adâncime pentru aceste pentru chestia asta cu consumul, cu energia geotermală, pompele care se bagă practic și se circulă apa din subsol cu garanție de 5 ani de zile. Ce este foarte bine. Până acum se dădea un an, 2 ani maxim. Acum s-a dus la 5 ani de zile
au promoție cu 5 ani de zile la pompele astea, care este foarte eficient, adică timp de... Da, da, se amortizează investiția, adică tu nu a să ai cheltuieli cu lepe, să stai să crepi iarna, să mai bagi în somnul, practic îți reprezintă. Cam asta este. Faceți o calculă, adică la 1000 de metri pătrat, dar o locuință la țară, să zicem 100 de metri pătrat, 200 să zicem, dar nu 1000 de metri pătrat. Nu, eu nu v-am spus, eu v-am făcut o analogie, adică una este încă 1000 de metri și 1000, dar este foarte eficient diferența asta, este foarte eficientă cu pompa. Dacă încercați să vă faceți cam cât costă. Despre într-o casă ca a noastră costă undeva la 12.000-15.000 de euro. Ceea ce e legat de energie electrică este costisitor. Dar nu e energie electrică, acolo la dumneavoastră aveți o singură pompă ca la un boiler care vă circulă apa. Adică vă duce apa în subteran, apă rece și vă duce apă caldă. Asta e diferența. Asta e, da, dar e o pompă de 0,4 kW sau 0,2, uitați-vă la un... Acum depinde de cantitatea de apă pe care trebuie să o pize ca să face și funcție de suprafața pe care trebuie să o încălziți. Cam asta este. Da, mă, gătesc, dar dacă are 12-15.000 de euro la 5 ani de zile, poate câștigi în 5 ani de zile 12.000 de euro. Păi dacă faceți o investiție pe centrală de lemn, tot acolo, dacă faceți investiția pe centrală de lemn și cu lemnele aduse la aceeași... Nu ajungi la suma asta. Ia puneți cât costă, cât costă, cât dați pe lemne, aproximativ, discutăm acum, cât dați dumneavoastră pe lemne? Acum, pentru iarna care urmează, n-am cumpărat lemne, nu știu, am auzit că s-o dubla. Deci 2000 de euro pe an, eu vă spun că vă intră sigur la o centrală în jur de 2000 de euro pe an, lemne, 9000 de lei. Eu la mine, la asta, am luat un camion de ala cu tău cu remordă, 100 de milioane, ne ajunge 2 ani de zi. Păi, va ajunge 2 ani de zi. 2 ani de zi. Deci 45 milioane pe una. Da, ai 50 de milioane. Apa caldă e la boiler electric. Nu, apa caldă de centrală. Nu faci foc, da. Nu, centrala de apă caldă. Păi, are 2 cu boiler. Da, dar vara nu faci. Păi, de cu boiler, da. Păi, dar nu știu, stau la țară, nu. Dezbate, domnul Patrick. Problema, cred că trebuie un pic analizată situația. Mi se pare și mie o sumă foarte mare. Dacă se dă 2%, noi dăm 2% 1 miliard, adică și trebuie să implementăm. Acum aș fi curios să văd în altă parte acest proiect. Undeva realizat, adică să fie realizat și după aia să... Nu se renunță în localitate la centralele termice. Ce e peste minus 12, minus 13 deci, grade? Acestea asigură până la minus 12, 13 grade. Cei peste sub această... Suplimentăm cu centralele termice. Sau încă de pic energie alimentară. Cum? Sau dacă pic energie alimentară, cum am dat pe 2-3 zile, cu un grup nu faci față la așa ceva. Deci pentru aia... Da, cum se păstrează și... Deci am înțeles. Da. Nu, dar ținând cont că fondurile europene ar fi... Ar fi, e un avantaj chestiunea asta și... 98% să... Da. Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva... La punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea de vizit general indicatorilor tehnico-economici, bugetul cererii de finanțare și proiectul cu titlul Eficiența consumului de energie termică prin folosirea energie geotermale la clădirile publice din comuna. Deci le-am legat pe cele două. La numărul 11, proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al comunei Podului, inițiator primar al Budeanu Narcisa. Domnul Bababe. Pentru că tot este an centenar și ne pregătim de sărbători pentru Marea Unirii și pentru că la anul se împlinesc 600 de ani la prima atestare a statului Prohodești, ne-am gândit să ne sporim și noi identitatea vizuală a comunei prin realizarea acestei steme. Stema se realizează după o procedură standard fixată prin hotărâre de guvern. Noi am propus unui grup de heraldiști, ținând cont de istorie, de teritoriu, de toate laturile vieții sociale din comună, am făcut niște propuneri,
am primit variantele de temă, cele trei pe care le vedeți, așa se zice și legea, maxim trei variante. O să vă explic puțin și la cine am gândit în momentul când am făcut propunerile respective. Deci dacă vă uitați, am ținut în partea de sus, este un pod din piatră cu două picioare de sprijin care reprezintă unirea comunilor Bucșești și Poduri din 1968. Cele șapte creneluri de sus sarii aparținătoare. Desenul duce și la numele localității Poduri. Cred că ne identificăm bine cu această imagine. În partiția din stânga este un cap de taur cu o cruce a Sfântului Andrei între coarne. Capul de taur este un simbol al epocii cucuteni. Am ținut să o să avem reprezentat în stemă ca să afirmăm vechimea localității. Plus că este și capul de bouri care era pe steagul Ștefan cel Mare și ne afirmăm apartenența la regiunea istorică Moldova. Crucea Sfântului Andrei este faptul că suntem creștini, ținând cont de că Sfântul Andrei a fost creștinătorul României. În partiția din dreapta avem un cal din argint. Calul, cred că nu greșesc, a fost multă vreme un simbol a comunei Poduri, e un semn de bunăstare. Eu țin minte că eram copil și vineau cei la Poduri cu căruțele, cu bar sau cu... și le admiram întotdeauna caii. Este și un semn de progres, de puteri. Toate etapele vieții omului sunt legate într-un fel sau altul, sau erau legate de cal. Cu căruța cu cai la nuntă, cu căruța îl ducea la înmormântare, cu căruța și calul își făcea treburile agricole și comerțul. Pentru partea din jos avem două variante. Într-una este o lampă cu un foc aprins. Lampa ar indica faptul că podurile sunt urmașii răzeșilor găzări. Iar focul aprins este un semn de sete de cunoaștere, de învățătură, de progres, dar și lumina aprinsă în memoria celor duși dintre noi. Acum mai avem o variantă cu două săbii așezate în săritoare, în fipte, cu bânerile în sus, în memoria eroilor care de-a lungul veacurilor și-au dat viața pentru apărarea țării. Avem de ales dintre cele trei variante. În dezbaterea publică care a fost pe net, cele mai multe sufragii, ca să zic așa, au avut o variantă cu lampa pe care acolo. Deci capul din bouri, calul, lampa și prin codul de... Asta nu mai are nimic. Sunt niște reguli, adică scutul acesta poate să fie împărțit în mai multe feluri. Poate să fie o singură partiție, poate să fie două, poate să fie trei, cinci... Mergea asta cu... Și era și săbile? Păi este una cu săbile. Este, da. Trecem în dezbatul domnul Bia. Eu, într-o tot, de acord cu domnul Babi, și eu am sezat varianta numărul 5 din acolo în materialul auxiliar care ați dat, e notat cu 1, 2, 3, varianta fiind 2, da, 5. Da, au mai fost, de ce sunt numerotate cu da. 4, 5, da. 6, au mai fost niște variante propuse, dar nu corespundeau cu ideea și cu realitatea care noi închipuisem noi. Să nu le luați nume de rău. Deloc. Eu aș suprima orice de acolo. Mi-a plăcut intervenția dumneavoastră și a
colegului domnul Mititelu, eu aș fi pus și fotografia generalului Șova. Gândindu-mă la eroii care au căzut în primul război mondial, în al doilea război mondial, adică, na, știu eu. Vă citesc din ordinul de ministru în aplicarea legii, se interzice utilizarea chipurilor umane ca figuri heraldice. Deci, nu, eu, pentru că varianta de schemă pe care astăzi dumneavoastră aveți să o aprobați, oricare dintre ele, urmează în continuare un circuit lung. De aici duce la Consiliul Județean, unde este o comisie de heraldică. Comisia, după ce își dă avizul cu semnătura prefectului, pleacă la Iași, la Comisia Regională de Heraldică. Avizul pe care îl primește de acolo, poate să ne se întoarcă înapoi să refacem ceva sau să mai dăm explicații, de acolo pleacă la guvern, Ministerul Dezvoltării face un referat de aprobare și o să iasă o hotărâre de guvern prin care ni se aprobă varianta de sistemul cu explicațiile pe care noi le aprobăm corect, astăzi. Corect, dar lampa aceea minerului, cum comuna Poduri, e adevărat, Poduri nu au fost mineri, dar au lucrat în subteranul Comăneștiului pe la minele din Comănești. Aia poate fi înlocuită, să zicem, cu monumentul eroilor din comună. De aici, din centru comun. Gândindu-ne la eroii neamului, la eroii Poduri. Nu vreau să aveți impresia că... Eu propun. Deci am studiat în toate felurile și am cerut nu să pun poze de sfinți, de monumente care sunt niște reguli foarte stricte. Adică putem să trimitem propunerea noastră, dar mai ales în momentul când suntem convinși că e neconform, să o trimitem numai așa la plezneală, că poate cineva nu o să fie atent și ne trece, nu cred că e un lucru bun. Adică, zicem, să mergem exact după toate regulile instituite în heraldică, că heraldica, noi suntem la începutul, are tradițiile și regulile foarte bine definite. Asta e o părere, toate colegii, noi am și alte propuneri. Noi mai avem foarte multe regi muzeografie la muzeul din Suceava. Aduceți-vă aminte de mare, da, greșesc, sau știu eu, alții, și graficieni de renume, mă gândesc la Chirnagă, la alții, care au murit, bineînțeles, au rămas piciorilor, au copiii. Cine dorește? Domnul Patrici. Cred că, cum spune domnul, să ne gândim bine, să nu trimitem ceva care să ne întoarcă înapoi și să nu fie agreat la comisiile care se vor duce și, cum se spun, monumentele au mai fost trase și cu frânghii a jos și cu lanțul și cu... Cred că, na, nu știu, noi de-a lungul istoriei am văzut multe... Deci ceva care să fie și bine. Domnul a studiat foarte mănânțit problema asta. Deci lucrează de luni de zile la Iași și... Și vreau să spun, chiar nu am vrut să fie și semnificativ și, mă rog, un semn de mândrie în momentul când lumea se uită, păi asta e sistema mea, să fie și ușor de memorat, să aibă un impact vizual, dar și în conștiința... României. Eu, după părerea mea, zic că trebuie prins acolo ceva care, eu zic că capul de asta de care bouă, e bouă, este reprezentat ca fiind stema Moldovei. Aici ne putem cuprinde și noi și legat ceva de tradițiile vechi ale cetățenilor din comună. Ceva și, să reprezinte și de ceea ce se ocupă la ora actuală comuna. Nu? Bine, nu luăm de străinătate, dar o erit, de exemplu, dau un exemplu.
Majoritatea se ocupă cu aerito. Da, da. Și trebuie să punem oaia în loc de cald? Nu, dar noi am înțeles acum cine ați explicat. Dar dacă vine un român oarecare sau un cetățean din comuna Podul, se uită pe sistema asta, nu știu. Și zice, domnule, dar vă reprezintă comuna Podul, că nu reprezintă nimic din comuna Podul, zice el. El duce de-o calul, băul, Podul. Ceva ca să reprezinte. Dacă uităm la stema României, nici leu, nici vulturul, nu știu cât e reprezentativ pentru România. Adică, nu știu vreun român să-l cheme pană de vulturi sau... Eroismul, asta a fost, da, și în istorie asta spune vultur pentru românii și în primul război și război de independență, vulturul a avut... Bun, dar asta pentru că mi s-a explicat la un moment dat ce înseamnă vultur. Și noi, lângă stemă, avem explicație pentru fiecare simbol. Un simbol spune ceva vizual, dar trebuie și explicat. Adică pentru cineva din... Să mai studieze și istoria, care nu știu ce reprezintă vulturul. Domnul Robi, poate mai scoate localitățile învecinate au așa ceva? Da. Eu vă spun că, de exemplu, am lucrat și la stema de la Dărmănești. Și n-am putea vedea așa undeva? Cam trăie, cam ce inspirat, cam ce au făcut, cam cum v-ați... Eu ideea mea ar fi... A, dar așa o sondă, că e bine să fim, pentru bine să fim originali, nu vă să copiem de altă. Așa, comparativ. Adică, de asta zic că creștem identitatea vizuală, să fim unici și singulari. Dacă îl luăm la cineva, din luat, e rău, dar... Comparat, comparat cu o situație cu alta. Da, dar este sistema Moineștului, sistema Dărmăneștului, vă spun, îi împărțit în trei, în partea de jos e barajul de la Valea Uzului, în stânga este un urs și în dreapta un brad dezrădăcinat. Părerea mea este să vă consultați cu cadre didactice din istorie, care a fost profesor de istorie și cunosc toate ocupațiile cetățenilor din comună și deci, mai decât o sugestie. Deci, propunerea care este, poate pare că fac prea mult spre a pătima și de asta, dar este făcută în colaborare cu heraldici de la Sibiu, cărora le-am pus la îndemână datele despre comuna Podul. Ce este în punct toate studiile privind site-ul de la Ghindărești, descoperirile atestările istoricii a cei în comună. Deci nu am făcut-o de azi pe mâine, hai să facem ceva ca să... Și important pentru STM este simbolul. Așa am putea să facem vreo 15 partidii și să punem și sonda, și oaia, și brad, și... Grupul statuar de renume mondial de la situl arheologic rusești cu zânele de la poduri are, domnule, a depășit mult granițele țării. V-ați gândit la asta? Exact. Deci capul de taur nu este numai apartenența. O să vedeți și de explicații și dacă știam că vroiam să aduc, chiar am scos despre perioada Cucuteni. Deci capul de boar este un simbol a epocii Cucuteni. El a fost preluat ulterior. Este protectorul maternității. Dacă vă uitați și probabil că ați văzut, știți grupul statuară statuarul zânilor de la poduri. Exact. Scaunul pe care stă zeița mamă. Am impresia că au fost multe sugestii date. Am impresia că se impun niște chestii și nu trebuie să le depășim. Cred eu. No. Ca de obicei. Dacă mă lăsați să termin, vă spuneam că tronul zeiță mamă de la poduri, dacă știți, este exact această formă a coatelor de bou. Vă spun că chiar am studiat problema mea mănuși și am întrebat și pe alții. Cât despre că e impus de cineva. Legat de
sitiul arheolog care a propus domnul Bia, da? Este cel mai eruvent. Ok, bine. În loc de lampa aia minerului, care e specifică Comăneștiului, pui zânele de la poduri. Sunt și aspectoase din punct de vedere vizual. Există sigla cu zânele de la poduri, ca să putem să facem o... Da, și să schimbăm. Nu ni se aprobă, nu putem trece. Asta vă tot încerc să spun. Că, știu, era foarte sugestiv să punem, dar o stemă nu înseamnă o poză cu câte ceva. Sunt niște simboluri care spun ceva. În momentul când se explică simbolul, îl ții minte și știi de unde vine. Nu putem acum să facem un tablou. N-am cunoscut ordinea de zi, puteam veni cu argumente astăzi aici. Da, cu arhiva și cu asta, și cu monografia, și acolo sunt mai multe chestii, monografia comunică. Ok, pentru numai un pic, doamna Scurța. Deci, am înțeles că a fost și în dezbatere publică, este de mult timp pus pe, și pe internet, pe Facebook, s-a votat. Cred că trebuie să respectăm și dorința celor mulți care îi reprezentăm și ei au votat această temă. Cât sunt care sunt pentru... Eu ce spuneam azi, dar în dat înseamnă că se impune niște chestii. Păi nu, dar eu zic că este în dezbatere mai de mult timp și încercăm să ne respectăm dorința celor care s-au implicat. M-am opus. Păi de acum, dar să știți că problema este că este studiat de domnul, s-a băgat nimeni. Nu, dar noi... Este ceva care da, nu da, v-a dat argumente că nu de bun, nu putem să încheiem dezbaterea cu propunerea să facem niște modificări, să propunem alte variante, să venim în altă ședință de Consiliu cu acelea și să ne ducem în continuare la Comisia de Heraldică, dar eu am siguranța că cu statuia sau cu acelea ne întoarce înapoi și ne spune să o rectificăm. Niciodată. Cu zânele de la poduri care până și pare mi se în birou oval al președintelui american este o copie, nu vă întoarce nici papa de la Roma. În loc să pui lampa de minerit a minerului de la Comănești. Situl ăsta din pădure este cunoscut acum la nivel mondial. Da, mă rog, asta este... Ne poate reprezenta, De legea de ce se exclude alăturarea reproducerii de sfinți, obiecte religioase, statui, elemente profane mult prea comune. Compoziția trebuie să fie expresivă, să aibă capacitatea de a ilustra compoziția în coduri heraldice, profilurile, aspirațiile adăugării unei comunități. Comisia de la, va verifica foarte atent limbajul heraldic, semnificația elementelor și reproducerea grafică a însemnului. Deci eu propun să alegem între două variante, să votăm cine e pentru sau cine nu, sau dacă vreți să dăm mai departe. Hai să aprobăm următorul lucru. Spuneți. Toți oamenii luminați, istoricii Comunei Poduri, nu mai putem întoarce din morți pe profesorul Bujor Alexe, fie țărâna ușoară, care s-a ocupat mult de treaba asta. Dar un pui biblic consultat. Dar alți și alți și alți oameni de istorici, cei care sunt acum, profesorul Rusei, doctor în geografie, profesoara Grigoraș, soția domnului consilier Grigoraș, s-a ocupat de monografie. Și eu m-am ocupat de monografia comună într-o anumită perioadă. Dom'le, hai să-i adunăm la o dezbatere, nu o ședință de consiliu local, nu celălalt. Împreună cu domnul Ababe și cu doamna primar și cu domnul Mititeru, da, dom'le, astea sunt. Ce părere aveți? Mai întrebăm telefonic și pe poștii noștri el, bă, Comisia de Heraldică ne respinge treaba asta? Comisia a trimis niște instrucțiuni. Comisia, eu nu vă contrazic, da, niște instrucțiuni. Comisia trebuie să vadă propunerea. Telefonic să întrebă, domnule, mă accept să pun o oaie sau mă accept să pun... Asta, că sunt profesori universitari, sunt oameni care sunt ocupați, care studiază, zic eu, lucruri importante. În țara asta, niciun profesor universitar să nu fie auzit de zânele de la pod, care se află la Muzeul Istoric de la Piatra Neamț. Dar domnul Vasilic... Bun, domnul Stasman... Aici a ieșit din punctul mort. Eu n-am decât să...
trimitem la comisia. Erau adică două variante. Asta și încă una cu zâne de la podul. Și atunci da. Deci de acolo. M-am terminat. Deci asta cu una care am votat o toți. Mai acolo? Da, domnul Mici, poftiți la vot. Eu propun oricum, mă abțin la cererea votării acestei hotărâri. Argumentez abținerea cu implicarea domnului profesor Bia, domnului profesor Iscu, domnului profesor Grigoraș și cred că de aici atunci mai departe se mărește rețeaua în sensul de a se dezbate această problemă, cum a spus domnul profesor Vena, prezența domnului Ababi, doamnei primar și cine considerați dumneavoastră. Și să mergem mai departe și să soluționăm problema în așa sens. Și cred că dumnealor sunt în cea mai mare măsură din cercul ăsta al nostru restrâns, care să rezolve problema și cu... Eu, sincer să vă spun, să mă implic în această situație, e mai delicat. Și... Sunteți de acord cu propunerea domnului Vici ca să facă biroul, nu? Cine este pentru? Deci se va amâna până... Se va întâlni comisia. Cât se poate de repede. Cât se poate de repede. Ar fi, doamna dacă toți suntem la... Să-și ne gândim din cine să fie comisia asta formată. Că, ca să știm ce anunțăm. Dar o propus, domnule. Da, domnul, deci, după ședință, să aibă și girul la tot Consiliul, comisia care să fie. Domnul Bia a propus deja niște personalități din comune, domnul Grigoraș la fel. Dacă mai sunt, domnul Negru, poate să participe. Deci, domnul profesor Bibiri Gheorghe. Fetița lui este doctor docent în, mă rog, o să o științeze, băi, fată, ce părere ai tu de treaba asta? Și vine el cu mesaj. Profesorul doctor Rusei Nicolae de la Școala Poduri. Apoi, domnul Nele, vă ajutați, doamna primar fiind cadru didactic, domnul Ababi, care s-a ocupat și a studiat ceva din mai mult din istoricul comunist, domnul administrator Mititelu, doamna secretară, știu doamna și... profesoară de istorie de la școală care și-a dat gradul 1 tot cu special cu doamna profesoară de istorie Ondu Gabriel și-a dat gradul 1 tot pe monografia Comunei Poduri. Domnul Bia că dumneavoastră nu pot eu să mă propun pe mine. Domnul viceprimar Gheorghiță, da, absolut. Sunt conducerea comunei. Și apropo de treaba asta, fac o paranteză. Doamna secretară, gândiți-vă la o activitate viitoare. Suntem în aniversarea anului centenar. Am mai spus-o și mai demult. Doamna primar Albu și-a prezentat din activitățile domnii sale și noi am apreciat. Muncește, o fată foarte muncitoare și am apreciat-o dintotdeauna. Dar să cunoaștem și din realizările foștilor noștri primari, de la Revoluție încoace. Să cunoaștem și activitatea domnului Vasilică Grigoraș și al lui domnului inginer Starparu Ion, care a fost primarul comunii, și a profesorului Jean Iscu, care a fost primarul comunii, și a domnului Dobrovăț Ioan, domnul inginer, care de fiecare dată, cum o destiat, s-a spus, am făcut și eu. Dar mă întreb prin sapardul ăsta că este model până în corne și cerul, cine a făcut? Și clădirea în care ne aflăm, cine a făcut-o? Să-l invităm și pe domnul viceprimar Gheorghiță Iscu, care a fost primar. Noi, în cadrul comisiei noastre, am rugat pe domnul viceprimar să prezinte din activitățile făcute, care parcă se țin la cutii ascunse, domnule drag, să fie cunoscute de către toată lumea. Nu a face un bilanț, cine a fost mai bun, cine mai puțin bun. Dar o tematică viitoare e bine făcută. Dacă domnii doresc, cred nu sunt obligați. Eu cred că da, și Virgilică Balaban, dacă le invităm, și el a fost primar și el vine să spună. La bilanț trec numai lucrurile bune. Ei, bune, neîmpliniri, mă rog, probleme, care sunt? Ei, nu... Fiind anul centenar, se poate face o adunare. Exact. Da. Noi dorim pe 8 noiembrie, dar o să discutăm, domnul Romano, tu veni astăzi cu postulat la Bacău, dar o să discutăm pe 8 noiembrie, vrem să facem pe domnul Nicolae, de punct.
de generalul Nicolae Șova, să-l facem cetățean de post-moarte. Și eu v-am mai propus dumneavoastră ceva și ați uitat de mine. Nu am uitat. Eu am propus cu gândul prea departe să fie nominalizați acești oameni cetățeni de onoare comune. A spus că nu se poate. Dar o diplomă de excelență cu o machetă pentru acești oameni, un simbol al recunoașterii meritelor sale, se poate? Se poate. Ok, Rămânica propune și se va Cătărin, face și aceste... La lista aia am putea adăuga la spomenirea noastră, domnul Depriț, domnul Nuțu Mareș, care este directorul Muzeului de Istorie și Arheologie din Suceava, un reprezentant de seamă a localității noastre, poate ne-ar putea ajuta cu o idee în toată problema asta, cumva să luăm legătura. Nuțu Mareș, elevul Mareș. Nostru din elev Coduri. De Mareș, alu doamna Geta Mareș, care mai trăiește. Are nevastă mare, telefonul și toate datele. Soția lui domnul consilier Grigoraș are telefonul. Din Mareșoș, nu e din Coduri. Ok, rămâne ca după ședință să stabiliți cu doamna secretară împreună să vă... Da, ne-am primit de la București. Nevastă mea i-a cerut niște date legate tot de Comuna Coduri. Iar ce a prezentat în monografie au fost toate datele luate din arhivele statului și din acte. Am cerut de la București, la sectorul 6, un extract pe certificatul de deces al generalului Nicolae Șova. Da. Să vedem data tot la decedat. Am cerut și la arhivele naționale. Deci rămâne stabilită comisia. Trecem la stabilită și data. Se va stabili ulterior funcție de cum se va anunța fiecare participant în pare, ca să poată toată lumea să vină. Că dacă spune un marți și nu poate să vină. Adică nu se poate stabili săptămâna viitoare. Deci va fi sunată toată lumea în principiu. Se va stabili o dată ulterior funcție de cum va putea fiecare să ajungă la primărie și se va hotărâi. Deci haideți să mai citesc o dată, ca să poate am pus aici, Bibire, Râsei, doamna primar, domnul Ababei, administratorul, secretarul, doamna Ondu, domnul Bia, viceprimarul, soția noastră. Grigoraș, Elena, profesoara, și uitat-o. Da. Și legat de generalul Nicolae Șova, luați legătura cu Bacău, cu veteranii de război și are toate datele. Nevastă mea le-a citit. Că au fost chemată. Vă rugăm să trecem la ordinea de zi. Au fost chemată acolo și eu prezentat. Bun. Trecem la punctul numărul 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Poduri la programul de stimulare a noirii parcului auto național 2017-2019 în vederea achiziționării unui autovehicul utilitar nou. Aveți cuvântul că am discutat deja. Da, am început discuția. În 21 septembrie, dacă știu din bine, s-a relansat programul RAMBLA 2018. S-au pentru încă 30.000 de unități. Pentru a participa este nevoie de făcut un dosar de candidatură. Obligatoriu este o mașină scoasă din mult, adică pe care să o casăm, o ducem la fierbic, cu pomii de acolo ne justificăm. Noi ne-am orientat pentru o Dacia Docker, diesel 1.5 motorină cu 75 de cai putere, Euro 6 cu 5 locuri. Prețul de catalog este 11.387 de euro, da, fără TVA, cu TVA 13.550, asta în lei, ca să fie ușor, este 63.149 de lei, adică 630 de milioane. Scăzând ecobonusul de 6.500, ar fi 56.649 de lei. Contribuția proprie a comunii pentru achiziționarea autoutilitare. Ce autorizare? Discuții pe această temă. Trebuie să casăm pentru asta, să aprobăm casarea și chiar să o facem pentru Loganul 07 pod. Acum, v-au cerut ce valoare mai are? 6.500. Mă cer scuze, că am vrut numai să zic și n-am mai spus. Ok. Discuții? Da. Deci, să înțeleg că e autoutilitară cu 5 locuri? Da,
Dacia Dogger. Și probabil Voștinț. Ce bine. Da. Ne-am interesat, nu are nici consumul mare și este și foarte încăpătoare. E nevoie de poliția locală pentru cei cu aici la adică socială, pentru anchete, pentru... Deci nu ne descurcăm cu o singură mașină. Are avantajul că poate transporte și persoane și la caz de nevoie rabatat sau scoate din banchetele și mărfuri mai ușoare, mai... Cine mai dorește? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci s-a votat și achiziționarea acestui autovehicul. 13. Numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de pierdere de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă brută, Dărmănești, inițiator primar Albu Dianu Vărcescu. Da, eu câteva explicații rapid. ADIVO solicită eliberarea unui proiect de hotărâre privind ceea ce a spus dumneavoastră, aprobarea nivelului pierderilor de apă pe anul 2017. Deci, compania de apă, după cum știți, este societatea care administrează rețeaua de apă, s-a adresat ANSC-ului pentru avizare documentației privind tariful de apă. Aceasta, din urmă, a solicitat completarea documentației cu aprobarea pierderilor de apă în rețelele de transport pe întreaga arie de delegare a ADIS-ului. Prin urmare, acest proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă este de 18%. El este o medie pe toate oaturile care fac parte din ADIS. De exemplu, Comuna Podoare are în jur de 8,63 pierdere pe 2017, spre deosebire de orașul Băinești, care are 60%. Sau, nu știu, alte sate 34%. Probabil asta este influențată și de vechimea rețelei de apă. La noi nu știu în ce măsură se concretizează, doar la acele rupere accidentale, în cazul unor săpări cu bulduri la diferite, doar acolo se concretizează. Dar în altă parte, nu știu în ce mai. Oricum, procentul pe comună este foarte mic. Noi, făcând parte din ADIS, procentul mediu de 18%. După cum ați văzut, compania regională de apă pentru a stabili prețul, ANRSC-ul a solicitat aprobarea aprobarea membrilor care fac parte din ADIS, cum să vă spun, pierderile în procentul ăsta de 18%. Da, să se includă la preț. Da. Bine, strategia privind managementul pierderilor de apă din rețelele de transport este aprobată de către acționarii societății, SC Compania de Apă are în esență următoarele componente. Managementul presiunilor, rapiditatea și calitatea reparațiilor, gestionarea activelor, analiza și evaluarea nivelului pierderilor și controlul pierderilor. Oricum, se iau măsuri pentru... Păi trebuia întâi să ia măsuri de remediare a pierderilor și de reducerea pierderilor, după aia să... Activitatea de distribuție a apei este necesară ca să se ajungă la remedierea, să nu fie pierdere deloc. Investițiile trebuie foarte mari. Probabil prin angajamentul cu privire la proiectul de inițializare apă se mai rezolvă o parte din problemă. Bine, că la Voinești instalațiile sunt vechi, la Poduri sunt noi sau alte comparații. Pe Bacău sau procentul mai mare. Cine mă poate convinge pe mine că aceste pierderi la apă nu se includ în prețul pe metru cub care eu plătesc sau colegii mei sau dumneavoastră la apă? Acolo se includ. Pentru asta să și dumneavoastră credeți. Tariful de apă. Nu. Și dumneavoastră credeți. Cum să nu credeți că sunt pierderi? Deci noi trebuie să plătim și pierderi. Pe nivelul... Chiar dacă nu sunt. Da, pe nivelul Comunei Poduri. A fost o întrerupere aici la Arsenei, la un moment dat, da, domnul Costică, la Arsenei. Da. A fost întrerupere că a dat cu lama buldorului acolo pe undeva pe lângă stadion. Eu știu de două întreruperi. Să zicem că s-au pierdut 10 metri cub de apă, 20 metri cub de apă. Acești 20 de metri cub de apă s-au recuperat în toate facturile răspândite la nivelul comunei.
Deci, compania nu este în pierdere niciodată. Așa cum e ONU. Nu va ieși în pierdere niciodată. De asta au salarii monstruos de mari. Problema care a explicat-o domnul Vice este că pierderea nu este doar de 1 metru, este de 8% la nivelul întregii comuni poduri. Deci nu, deci 8%, nu 8 metru. A fost de la ședință la 8%, plătim 18%. Dar plătim 18%, adică acești bani care o să se împartă la toate UAT-urile care sunt în... De la 60% până la 18% sunt în... Păi ce se generalizează așa? Da? Mai ales că pe la oraș au toți tras apă în beciuri necontrolizate. Deci sunt furturi mari. Ok, domnul Vici, ce putem face? Deci ce soluție avem pentru această problemă? Dacă... Bine, din punct de vedere al meu personal, nu știu ce soluție, doar v-am spus ce măsuri a luat compania regională de apă. Managementul presiunilor, rapiditatea și calitatea reparațiilor, gestionare activilor, analiza și valoare nivelul pe și controlul. De apă, acolo interes. Faceți o adresă să facă întâi activitate de remediere a pierderilor, să vadă acolo, să fie puncte în sufer. Nivelul pierderilor fiind foarte mare, vin și ei cu pretenția că instalațiile preluate nu au fost la nivelul solicitărilor lor. Ei au preluat instalațiile într-o formă de uzură, na, eu știu de cât la sute, și acum cei care sunt fiecare UAT are pretenția ca acele remedieri să se facă de către compania regională de apă preluate. Astea sunt motive tehnice, dar să investească ei și să facă ei rețele. Dar ei după aceea ce bani. Dar ei n-au știut când au preluat, când s-au înhamat la chestia asta că vor avea și pierde. Cum ei? Vor să iei totul floare? Ei au știut. Acum ce vor? Vor ca de la oameni, de la noi toți așa, sau de la toate comunele, să mai ciupească și banii. Aia să mărească prețul la apă. Pentru că asta va veni neapărat în luna ianuarie, probabil că, cum se face de obicei, va veni de la adiseară și o propunere. Haideți pe rând. Deci va veni o propunere în care se va spune aici că prețul va crește cu 0,15 bani sau 20 de bani pe metru cub de apă, funcție de aceste pierderi, sau un leu pe metru cub. Iar atunci vom spune și noi ne vom argumenta. Domnule, că la Comuna Poduri, neavând decât 8% pierderi, nu putem să mărim... Nu, 8% Comuna Poduri. 18% este media pe tot județul Bacău la nivelul tuturor. Nu ne da, domnul Via, spune. Domnul președinte. Facem parte și... dintr-un tot. Exact. Suntem de acord. Da, da. Deci ăla poate să fie să plătim noi. Cum? Ăla facem parte din ADIS și ne asumăm și riscurile. Asta e. Deci dacă nu, trebuie să ieșim și să facem noi rețeaua noastră proprie pentru așa ceva. Totul se rotește, domnul președinte, în ideea domnului inginer Starparu Costel. Este extraordinar de mult, se fură în localități și ei nu pot prinde la apă. Domnul Vici, o întrebare scurtă, așa distractivă, să zicem. Dacă noi, prin asul de acolo, nu ne dăm acolo cu treaba asta, care sunt defectele? Strânge robinetul. Strânge robinetul. Nu mai ai apă. Nu știu ce măsură sunt efectele. Aproximativ, dăm un exemplu. Bine, nu știu, din punctul meu de vedere... Cunoașteți problema de asta. Vă spun eu, sartă. Nu știu ce efect. Nu. Dar o să fii la mâna lor la tot felul de proiecte, la semnături, la alte minuni. Vă să primești avizi și la extindere de rețea, la altă. Asta, altceva nu. Prin contract nu poți ia. Înseamnă că noi stăm degeaba acum. Ceva pe da, de la 60% la 8%. Interes. Vom vedea data viitoare când va veni prețurile în ianuarie. Până atunci... Da, dar compania de apă a cerut să stabilească prețul, a cerut solicitarea asta, aprobarea, pentru că a cerut-o ANRSC-ul. Și cu aprobarea lor se va umbla la preț. Bine, că asta... Fiți sigur că nu numai Comuna Poduri nu o să fie de acolo. Domnul președinte, dacă îmi dați voi... Nu, și nu am fost în temă la un moment dat cu apa. Deci, procentul de pierderi face parte din fișa de calcul a prețului la apă, care se înaintează la NRSC. Până în 33% sunt pierderi acceptate la nivel de Uniunii Europeană. Știu asta de la francez, nu... Deci pierderile oricum vor face parte din tariful la apă.
acolo se înșele, salarii, apa brută, curent, toate, inclusiv pierderile. S-ar putea prețul să scadă? Dacă anul trecut a fost un procent de 35% și anul ăsta numai 32% pe total. Iar faptul că poduri sunt 8% și asta face parte din solidaritatea care o presupune o asociație de dezvoltare intercomunală. De exemplu, Dărmăneștiul, care e apa pistii noi, plătim 4 lei pe metru cub, din câte știu la poduri mai 3 lei sau... Asta înseamnă solidaritatea consumatorilor. Pentru că efortul de a împinge apa până la poduri este mult mai mare decât până la Dărmănești. Dărmănești e oraș, noi suntem comuni. Asta e diferența. Deci mai aproape. Deci mai multă apă. Nu, dar asta este. Întrebați. Regimul de oraș, regim de comun. Asta e solidaritatea. Când ieși la asociații, cu bune și cu rele. Înseamnă că în tarifele care le-am plătit până acum pentru metru cub era inclus și pierderea? Da, da, da. Se ia în calcul, nu știu cum să vă spun, se ia în calcul la salariu, sănătatea, ceea ce e un procedaj. Exact, așa se ia. Deci un procedaj l-am plătit și până acum, nu? Deci un procedaj l-am plătit și până acum. Cine dorește să mai ia cubul? Supunem la vot? E rușine să nu aprobăm. Consider să spunem la vot. Da. Cine este pentru aprobarea nivelului de pierdere? Prețul nu va crește așa tare dacă ui în clienta asta de 18%. Da. Okay. La punctul numărul 4. Mai se rezolve când da. Eram primar. Mai se rezolve. Eu am hârtie, asta se întreabă acum. Întrebați. La capitolul numărul 14, la punctul numărul 14 avem diverse. Cine dorește să ia cuvântul și cu ce e problemă? Da. La punctul 2, cu extinderea de apă. O zonă de din comuna Podor, ce trebuie să îndeplinească ca să poată trage apă? Am văzut că faceți două extindere. Da, au fost cerințe din partea locuitorilor. Și la Valașoș a fost, de când era domnul Inscu. Și am hârtie, am documente, tot, trebuie să... Am zis să tragă apa, acum domnul așteaptă că vine. Da, master planul cu canalizarea și cu extinderea de apă. Dar n-a trebuit să venim peste. Acolo de ce dă voie? Dar nu este prins în master plan extinderea de apă acolo, la Corneț și la... Și canalizarea este acolo? Nu există canalizare, nu se va face canalizare la Corneț și pe bucățica de Rusești pentru tronsoanele alea. Ne prin canalizare, se face apa acum. Unde la dumneavoastră s-a făcut, se va face canalizare, partea aia se va trage și apa. Cine îți face canalizare la Valeș? Dacă e prins în master plan, nu avem cum să suprapunem pe master plan. Dacă nu e prins, se poate face extinderea de apă. Așa. Și prin când? Prin forțe proprie, da. Prin când? E o distanță mult mai mare, mai ales până la domnul. Dar acolo intervine eu, sincer, și, n-am văzut o asemenea și alimentarea ce comunității de romi, care... Acum nu de mai rog, o să poată o fântână, a doua de ce nu se mai sapă? Că mă tot întreb, da? A doua fântână? Păi, a zăpat alta și nu, dar cât am aprobat noi? Două. Și una. Să faci și cealaltă. Păi din într-o zi și voi mergem pe traseu și barcă. Am mai fost comisii de la primărie, studiat traseul pe ei, se poate, nu se poate. Noi ne putem să uităm dacă este prins în master plan, decât dacă este prins în master plan, nu mai avem nicio fel. Săptămâna viitoare, promite. Cine dorește să mai aud? Domnul Biar. Vă rog tare mult să-mi dați voie să felicit pe doamna primar și pe doamna educatoare Muncila Alina și pe toți cei care au contribuit la frumoasa activitate 50 de ani de la căsătorie a cetățenilor comune, activitate care s-a derulat sâmbătă 22 cu participarea conducerii celor de la Moinești, de la CRU pensionarilor, o activitate extrem de reușită. Și dacă ați fi văzut pensionare cum dansau pe frumoasele melodii a lui
Alina Muncilă și pe alături de băiesași în costum tradițional, național și specific local, v-ar fi încântat și pe dumneavoastră. Mulțumim. Domnul Grigoraș. Și la vas trebuie să vă mulțumiți că ați fost de acord să le acordați... Da. În schimb, am avut așa o gheară de, pe inimă, că doamna primar a prezentat pe cei de la CR, a prezentat pe Sorin Șova, delegatul județului, că nu știu ce a făcut, mi-a duc aminte că n-a făcut nimic cu muzeul, ce spunea domnul Vasilică Grigoraș, dar reprezentarea pentru cei trei consilieri locali, domnul Enea Iulian, domnul Păstel Starparu și cu Bia subsemnatul, nu și-a adus aminte, ei nu sunt oamenii din comuna asta. Domnul Bia, dar să sunteți ai case, sunteți ai noștri. Vai de mine, dar ce durea gura să spună nu, două vorbe. Nu, Hai așa să trebuie să vă prezinti și pe mine, și pe domnul administrator, pe domnul avat, și pe salariați, nu? Absolut pe toți. Un cuvânt de laudă de la primar e ca un leac, ca un medicament, doamnă secretară. Un cuvânt de la dumneavoastră mă unge la suflet. Dar sunteți zgârcită cu laudele. Știți că sunteți tot pe timpul Ceaușescu. Domnul Grigoraș. Și aici e o interpretare politică. Da. Bine, dar nu asta m-am legat de costumul național, aici vă contrazic, pentru că costumul național care îl poartă Alina Muncil, copiii prin diferite formațiuni, pe unde sunt duce invitată, s-a analizat, nu ne reprezintă pe noi Comuna Poduri și nici dansurile. Asta s-a analizat de specialiști, asta nu. Eu am vrut să intervin cu o altă problemă, vreau să prezint și o să vă dau să înregistrați un parteneriat, proiect de dezvoltare comunitară la nivel local. Un parteneriat, proiect de dezvoltare comunitară la nivel local. Să păstrăm ce mai avem. L-am prezentat și în Comisia Învățământ. Și aici este legat de amenajarea instituțiilor care au mai rămas în, mă rog, în devastare și s-au devastat până la ora actuală sub orice critică. Numai, de exemplu, corpul al doilea de la școala Provozești, e dezastruos. Acest proiect a mai funcționat în perioada 2007-2010, perioada domnului primar Dobrovăț, s-a încheiat și aș vrea să fie reactualizat pentru perioada 2018-2020. Ați notat, da? Așa, asta în vederea sărbătorirea a 600 de ani de la înființarea Comunei Poduri din 1419-2019. Podurile. Da. Aici, inițiator, la discuții și cu domnul viceprimar, consilier Grigoraș, viceprimar domnul Iscu Gheorghe. Și colaborator, primăria și Consiliul Local Poduri. Veți inițiați un proiect de hotărâre, da? Da. Și voi da și detaliile, da, amănuntele, vă aduc și amănuntele, da, pentru raport, că dacă ne anunțați mai demult, bine am cu totul completat. Da. Mulțumesc. Cu raportul ca să vedeți în licența următoare, da? Mulțumesc, da. Domnul Ierea. Pentru toată a venit vorba de costume naționale. Am înțeles, acum nu ne reprezintă. Dar au fost... Știu, dar propuneți acolo un... bană, așa. Dar au fost cumpărate de noi. Știu, păi cumpărați altele acum și... Am văzut cu unul dansat fără o pinci acolo. Se cumpere ceva, se facă. De așa, nu aplaudăm, dar nu ajutăm cu nimic. Păi s-a depus pentru... și pentru Muncilor și pentru... Da, nu s-au mai luat pentru ceva. Da, și pentru noi și pentru asta. S-au luat? S-a luat? Are două rânduri. Și aceleași culori? Nu, fiecare și-au avut diferit. Da. Și am afirmat eu aici, Muncila Anina s-a dus ea singură și eu dat comanda de costumele astea naționale, persoana care a făcut, nu știu, zona Dărmănești, a făcut după alte niște detalii legate de poduri. Nu, nu s-a făcut. Dar la câte competiții a fost? S-a analizat după niște poze, costumele naționale care merge specific și comunii. Hai să o luăm. Nu sunt specialist în domeniul ăsta. Problema este în felul următor, din ce știu și eu eram consilier, era și dumneavoastră, când s-a votat pentru luarea acelor costume. Da. Dacă la momentul respectiv nu ați ridicat problema ca cei care au avut în
lucru acest domeniu de achiziționare a celor costume să reprezinte portul popular de la podul. Acum discutăm despre niște lucruri deja la domeniul trecut, deja cumpărate. Nu putem acum să mai revenim acelă, să dăm costumele înapoi și să luăm alte costume. Momentan vor rămâne cu aceleași costume, iar pe viitor, dacă se va avea în vedere achiziționarea altor costume noi, vom propune ca să ținem cont despre această soluție. Fiindcă discutăm, practic nu putem acum să sau să spunem celor lui Alina sau doamna Bia, nu te mai du la o reprezentare undeva, ne îmbrăca cu costumile astea, lasă-le jos și duceți-vă cu ce puteți. Ar fi penibil. Corect? De acord, de acord ce spuneți. Dar atunci mi-am amintit foarte bine când s-a votat în Consiliul Local, da, să conlucreze cu un specialist în domeniu. S-a dus singur și-a dat comandă. Da. Ea e din zona Târgu Neamț, nu are nimic comun cu poduri, nu a făcut-o aici. Uitați-vă la crucele alea din vestoane. E cetățean al comunei. S-a implicat. Ca nu ne-am implicat niciunul, de ce să recunoaștem acum? Are niște merite. Cum a făcut? Cu puțin bani. Cum duce niște copii din satul Cernu și a reprezentat comuna. A condus și tabăra moldovenilor care au venit o săptămână, dar domnul Neli, da, doamnă, da, comuna Podul. E un lucru deosebit. Nu putem, de ce să, adică are niște merite ca ei. Nu putem, nu am avut niciun forța sau capacitatea să zice, băi, uite, iau eu problema asta și o ducem la capăt. S-a ocupat fata, a venit și a prezentat de două, trei ori aici doamna Alina și ne-a spus, domnule, ne puteți ajuta cu astea, în rest, ceea ce a făcut, a făcut. Hai doar să mai vedem și partea plină a paharului din activitatea doamnei. Este destul de consistentă partea aia plină. Moldovenii au fost foarte... Vorba lui domnul Dobros, cândva cu ani urmă, o persoană bine plătită n-ar face activitate pe care o face ea binevol. Și a fost atâtea deplasări de Republica Moldova care au fost plătite din banii copilor, din banii dumnei. Acum, dacă ar fi să le dezvoltăm toate amănunturile astea, poate să fie o chichiță și asta cu costurile, dar poate în timp se poate rezolva, dar... Dar în timp cât costă... Dar și dansurile care le scoate pe cer și alea sunt în costurile naturale. Nu puțin, dansurile a venit domnul Zăncescu. La dansurile a venit domnul Zăncescu de la Bacău și cu domnul Patiche, care sunt autorizați în domeniul ăsta și le-au văzut și n-au comentat nimic. Dacă de informațiunea PSD, e clar că n-au comentat. Hai să-ți dau să le PSD-ul. Dar cine legătura din PSD-ul cu costumile? Erau îmbrăcați în roșu. Toate concentrate le-au legături. Gata, o leacă din ei. Haideți, vă rugăm frumos. Ce legătură are? Păi ce legătură are? Există un concentrat care nu are legătură, domnule. Domnul Nicolae, haideți să-l pornim la subiect. Dau să le spot la PSD-ul. Totul cine a urmă în luare. Cozantul cu corza. Hai, domnul, spuneți dacă, domnul Dan, te rești vorbul public. Am și eu niște biecuri de schimbat. Te duci, te în caietul ăla care l-a pus undeva? Pizarnă nu merge aproape toate. La Sanier Fiulian, Feriș Gheorghe Pisăcătura, Zotica Doriel Pișopa, Șerotaru Vasile. Pisăcătura. Da, nu verific, că a fost și nu verific. Domnul Bia. Spuneți-ne ceva, doamna secretară, dacă am înțeles bine minte și nu m-a lăsat memoria, tot în septembrie 22 trebuia să începem lucrări la dispensar cu societatea olandeză, cu Betania, cu nu știu, știți ceva? Da, da, eu pot să vă dau câteva detalii. Trebuiau, într-adevăr, dânsii au propus să vină inițial cu, deci ei să facă donații în Marea Britanie, deci bani, să strângă bani, și să aducă materiale de acolo. La discuțiile cu proiectantul nostru și cei care o să facă lucrarea, legislația noastră nu ne permite să aducem materiale din străinătate, pentru că nu sunt acreditate pe România. Și atunci a rămas ei să strângă bani în continuare, de câți bani avem nevoie, și să vină undeva în martie cu banii și să achiziționeze materiale din țară de la noi. Am înțeles. Deci s-a prelungit, s-a pentru până 8 martie de Ziua Femeii. Corect. Da. Cine dorește să mă... Domnul Patrick. În legătură cu căminul de la Bucșești, să mai
doamna primar, de asta este astăzi, cum se știe, este de partea arhivat-o de la compania... Da, ce ne-i, la compania națională de investiții, da. Și, deci s-a schimbat... Până acum am fost... am bătut puțin pasul pe loc pentru că erau niște standarde de cost, venim în cadrul în acele standarde de cost. Erau prin lege, dați niște standarde, domnule, 100 de metri, un metru de construcție costă, să zic, 100 de dolari. Nu ne puteam încadra, nu ne făcea nimeni cu acei 100 de dolari. Sunt niște standarde de cost depășite. Luna aceasta am văzut o lege cu colegul în monitorul oficial, cum că acele standarde de cost au fost abrogate. Dacă au fost abrogate, putem la momentul actual, cu proiectul tehnic care noi îl avem, cu costurile pe care le avem, să redepunem acest proiect la Compania Națională de Investiții și dânsa a fost chiar chemată la Bacău pe această speță. Redepunem documentul. Acolo, dacă nu este nimeni acolo, s-a curățat un drum de la Corne și au rămas mobilile. Unde în ce zona? Deci la Troiță, la Corne, drumul principal. Au decolmatat șanțul betonat, mobilele au rămas pe drum. Este circa o lună de zile de când stau mobilele acolo. Unele s-au luat așa aleatoriu, una da, una nu, două, trei da. Și altceva, totuși dacă au curățat șanțul, a crescut o răchită în mijlocul șanțului betonat. De ce n-au tăiat răchita? Deci s-au curățat 50 de metri de șanț sau 20 de metri, și răchita cu balastru, așa, cu rădăciunea aluviunile alea, au rămas cu șansul plin în mijloc. Atunci, pentru ce s-o mai curățat? Au lăsat-o să mai stea la umbră. Și ar mai trebui câteva mașini de balastru acolo. Drumul ăla ar trebui un pic, cu un utilaj de mare putere, cu un autogreder, îndreptat un pic acolo, care face legătura între poduri și tescane acolo, pe teritoriul comunei noastre. Toate comunele fac. Avem șanțuri betonate acolo. Noi nu le putem curăța. Au crescut vegetația prin ele. Se strică și cresc răchițele, împingi totul. Deci noi nu putem întreține comuna poduri. Deci dacă comuna Ardioane își face treaba și Bereștiul pe acolo se poate circula, la noi este porțiunea aia, nu se mișcă nimic. Am discutat și data trecută în ședință și am propus ca eu nu să vin în ședință, cel puțin de la jumătatea ședinței încolo, ca să fie cel puțin la capitolul divers. Și am fost toți de acord ca din ce știm, el se ocupă de acest 416, sau cum îi zice, de ajutorul social. Când este ședința de Consiliu Local, o oră jumate, două ar trebui să vină. Adică am anunțat de fiecare dată când este ședința, am spus toți, am fost de acord ca să vină să noteze aceste probleme, fiindcă au fost de multe ori care nu s-au rezolvat problemele, știți foarte bine. Aveți dreptate. Domnul președinte, aveți dreptate. Și aici au mai specificat și domnul consilier Staparu, cu condică, un caiet în care se spune tot. Și care e realizată, se sterge, care nu okay. Urmează să... La capitolul diversi. Nici asta nu s-a realizat. Ba da, caietul este la nivelul astăzi. Da? Domnul Marile nu a spus. Da, dar dumneavoastră în birou nu sunteți, la ora 3, poate mai bine că unul plamează. Nu știu, că poate mai găsești, îmi pare, găsești ceva de trebuie la urgență. Poate stea pe holul undeva, că nu ne-a nici bunica. Sunt măzgânești și rufoi din el, deci vă spun că e situația. Deci propunere tot pentru caietul de sarcina domnului Ionut sau cine se ocupă cu șanțurile de-a lungul DJ-ului pe aici, tot ce s-a făcut asfalt, știți, se va mai face în continuare, să facă șanțurile înainte. Deci sunt oameni care stau la strada principală, care au acces la rețeaua de apă, la... vine foarte ușor, n-au plătit nimic în plus, poate față de alții, dar nu-și fac șanțurile, se strică tot asfaltul turnat și care se va turna. Vin ploile, vine iarna, deci nu este corect, de la Ciubotaru și spre Velul la Vale și în partea asta e jale. Deci chiar și în capătul satului, deci intre acum înainte de ploi. Da, această problemă știți foarte bine că s-a mai discutat cu asta. Domnul Starpar, deci, a fost discuții la precedenta ședință de drumul de la domnul Gheorghiță, aia 100-100 de metri. S-a făcut, dar nu s-a făcut. S-au făcut măsurători. Măcar răzuit, deci cum este acum, nu se poate circula. Deci este, deci nu, măcar răzuit și cu încasat până o să pun asfalt. Subscriu într-o totul și eu. Așa. Mai avem de... făcut ceva, am promis atunci, n-am mai făcut cu gabionul de acolo de la pod, am zis că o să mergem să-l facem și e vina tuturor, dar a fost cu școală, cu tot ce se face și poate ne dăm mână de mână și să mergem să facem ceva. Mai am o altă problemă aici, la grădiniță. Nu știu, să vedem și cu, la, vorbit cu directorul la școală, copiii să nu mai aibă acces după orele de program. Deci,
Ce au făcut băieții acolo săptămâni când aproape se termine, deci au fost timp de câteva ore, au aruncat coca acolo pe pereți. Deci cei după amiază, vă spun, la noroc au mai venit a doua zi, și-au retușat. Eu zic, dacă nu sunt așa, o cameră de vedere nu se poate. Eu știu că sunt răi, sunt alt temperament, nu știu cum era, cum era noi, dar nu se poate. Deci nu ți-mi o zi ce au văruit oameni și aveam foarte frumos. O cameră, două de vedere, prin sunul, doi și-o dat exemplu. Mai ales că aici lângă primărie, îți poți toca imagine, nu se pune problema. Deci vă spun, câteva ore, dezastru. Înseamnă, domnul inginer, că acești copilași au totuși, e un sâmbure de adevăr aici, domnule dragă, că nu le-au plăcut culorile astea de pușcărie, de Bastilia la grădiniță, care a dat-o constructorul pe exteriorul grădiniții asta. Grădinița trebuie să apară ca o floare. Ori acolo, uitați-vă și dumneavoastră, apare ca o... Asta e părerea dumneavoastră. Culorile prinse în proiectul tehnic sunt culori care au fost la alte grădinițe, tot în... Dar la culori mai calde, domnul administrator, nu se putea. Ăștia de la poduri sunt mai tot mai reci, copii. Mai... nu știu dacă asta a fost motivul pentru care au aruncat cu cană de cafea. A, nu, asta a fost o formă de glumă, da? Dumneavoastră ați înțeles gluma, da? Ați înțeles glumița? Da. Lăsând la o parte tot chestia asta, cred că era la școală să arate în alb cum era înainte. Alte culori, domnule. Totul alb, că dădea și bine și nu mai era nicio discuție. Erau alții elevi mai. Domnul viceprimar. Vreau să reamintesc solicitarea domnului Bășcă. Eu atunci am dat explicațiile necesare. Spre surprinderea mea, nici până acum n-a rezolvat cu privire la aranjarea tuburilor de la cornetul mic. Da, și cu găurile, adică la asfalt, la Camila Vali, nu s-au luat nicio măsură. De acum dă înghețul, cred că rămâne așa. Toți care cum treci, la mine se adresează. Vă da, treci la ședință și nu iei măsură. S-au defișat cu luminile. La Pădureanu de la Vali, acolo, sunt ca două remoși de crenci pus acolo marginea drumului. Le-o strâns neaurel. O să vedea dacă vine ăștia la ajutor să le vine. Dacă nu se usucă acolo, să le dea focul în cu drumul, n-are rost. Tot acolo pe drum, la Spetin, și... este o gaură aproape de asfalt, era să intru eu acolo. Păi da, la... De la stâlpul ăla care s-a făcut acum, o leacă mai la Val. Mai la Val, o gaură mare acolo, era să mă duc acolo. Da, dar cum dă înghețul, peste 2-3 săptămâni, dacă nu, dar rămâne așa drumul. Domnul Grigoraș. O întrebare ar fi pentru amenajarea drumurilor care au fost deja începute în zona Provozești aici, către Provozești. Unii s-au adus astăzi, cred că știți, unii s-au adus azi niște balasturi. S-au adus cumva să mai amereze groapă. E o soluție provizorie. Provizorie. Se finalizează anul ăsta sau nu? Da. Pentru că... E 5 km. Nu, nu e vorba. Face parte din aia 5 km. Face parte, dar nu. E o porțiune foarte mică. Atenție. Acolo este vorba despre breteaua de la Părintele Moraru care iese la școala Provozești, unde a rămas o porțiune decopertată în vederea acelor izvoare. Acolo e vorba de captarea apei întâi și după aia de asfaltarea. Da, acolo am discutat. Pe degeaba intervenim, e o soluție provizorie ce am adus. Și o altă întrebare. Societatea care a început lucrarea urmează, a primit banii pentru lucrarea respectivă, total? Pentru care lucrare, spuneți dumneavoastră? Păi nu se face plombarea care a făcut-o. Dar nu se face controlul de calitate întâi. Fără acea porțiune, în caietul de sarci, în acea porțiune, ne-am văzut că acolo sunt... Și nu e trecut aceea? Nu e trecut acea porțiune. Deci e clar că anul ăsta aia nu se mai face. Dacă e părerea dumneavoastră, da. Solicită cineva acolo, Drobăvăț Florin, are un listel acolo, la Sava. E fugit un pic terenul, s-o lăsit o mașină de balastru, s-o aduse niște bolovan și o plombat așa și s-o pune niște balastru deasupra. Dacă tot la capitolul diversi, în zona Popa, la Cristea, la Rusăiești, unde știți că duce drumul spre Libic, în partea unde s-a luat puntea aia mică. De la Mitică acolo, la Vale. Da, la Vale, dar chiar în partea unde se urcă spre Procozești aici. Familia Popa, casa aia veche, acolo bate apa foarte tare în malul. I-a luat în fiecare dată când vine apa, ia câte 3-4 metri. Acolo trebuie găsit o soluție să se dea drumul la apă, la vale, cumva liniar,
să se mute stâlpul de curent și s-ar face, nu s-ar mai duce în buclă, ajunge la o distanță de 10 metri de casă, cred că a ajuns acum, o să pățim exact cum am pățit la cernul la domnul ăla unde am fost noi și am făcut cu constatare împreună, dacă nu se va face, să va lua în sus să pun niște gabioane în zona aia la domnul Popa acolo. Este foarte, foarte dificil. Părâul duce la vale. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție ar fi să rupem, să dăm, este un stâlp de curent, duce drumul drept, nici nu mai face alveolă ca să treacă de 3 ori prin pârâu și puse niște tuburi, tuma în zona electricianul Vasile Ciumeti și s-ar face drumul perfect de trecut, adică s-ar merge pe deal jos dacă se va pune gavioanii, să găsim o soluție, fiindcă dacă îl lăsăm așa și mai vine o ploaie două, ia casa unul de acolo. Adică acolo trebuie mers jos în pârâu, când scoboare de la Neagul, chiar în curva, exact tu este puntea pietonală de trecut Albia, acolo dacă s-ar rupe drept, să se ducă râul drept, adică să nu mai vine la omul bisericii, cum zice la domnul Nica și Ciumeti, s-ar face, s-ar duce tot pământul ăla în dreapta, s-ar face drumul drept să mergi pe deasupra și lăsat râul mai în jos să meargă și nu i-ar mai lua, că de fiecare dată când vine acolo, știți cum e, e la 90 de grade, tot se izbește, tot se izbește apa și se duce în, cade din pământ spre casa 1. A ajuns, credeți-mă, de ea, deci la următoarea ploaie îi ia porțile de spulbere, dacă nu găsim, adică mergem împreună odată, vă arăt despre ce este vorba. Eu am cât și de cât și soluția tehnică, mai sunt câțiva morcovi din aia mari, de unde s-au luat betoanele alea, unde s-au dus la cernul în spate la mine acolo, dacă se mai vorbește doamna în continuare cu cine a luat betoanele alea, mai sunt câțiva și am putea pune să facem, să drenăm acolo apă. La capitolul divers. Domnul Ionă. Soluția de astea provizorie este drumul ăsta la Valeșoșe, unde e la Ionut, puțin mai sus, că în fiecare zi trece pe acolo. S-a turnat beton pe partea dreaptă, cu un covor, e mai sus. Pe partea cealaltă s-a turnat beton, a fost plasă de Buzău, a ieșit toate sârmele. Dar nu poți circula, o iei jumate pe ei, jumate pe acolo, aștept ăla să coboare. Barăm, când vin, până vine iarna, a făcut o soluție, nivelat, turnat, un beton, ceva să fie. Nu poți urca iarna. Nu, dar o să vin săptămâna viitoare, merge mai jos. Vă invit. Și aici nu poate lasă cu apă. Alte propuneri, da. Alte discuții. Se rezolvă astea, domnul președinte. Se rezolvă astea și se demășiți. Luminatul stradal de pe Valea Șoșă, poate un piculeț reglat undeva, e cam o, aproape o oră și dimineața și seara, inutil. Inutil. Este tot așa. Ai cu celulă făcută, cu celulă și nu... Păi da, aia tot omul a făcut, domnule, nu vede de sus celulă. Vorba de lumină. Aprobăm și-o punem ceas. Așa se poate reglementa treaba. Noi cu toții. Da, înțeleg. Am mai discutat propunerea asta odată și așa am discutat dacă președinte, să facem una de model la poduri, să vedem cum merge. La poduri este. Este una. Este la punctul de transformare de la doamna profesor. Adică acum vine iarna? Și este, din punctul meu ăsta, este o idee, adică putem să schimbăm și la celelalte transformatoare la fel, să trecem pe ceas și cineva, odată la două săptămâni, numit cineva Adrian să sau... decât cel care îl pune. Nu, programarea, cel care îl pune, autorizat. La solicitare. La solicitare. Doamna secretară, menționă mai analizăm, să vedem ce ne spune și specialiști. Alte... Dacă nu mai sunt, declarăm ședința închisă. Mulțumim de participare.